Bună! Sunt Andreea Filip, mămică, antreprenoare și Master Certificate of Science în Theta Healing. Lucrurile acestea reunesc pe scurt pasiunile mele, care înseamnă iubirea pentru oameni și iubirea pentru viață. În continuare, îți voi prezenta 10 lucruri esențiale pentru mine. Cel mai important lucru în prezent pentru mine este fericirea copilului meu și starea de bine a oamenilor care mă înconjoară. Acest lucru m-a inspirat încă de când am fost copil și mi se spunea că eram o bulinuță de fericire care transformă energiile celor din jur. David Hawkins, maestrul meu preferat, învățătorul meu preferat, care mi-arată calea către adevărul cel mai înalt și care mă inspiră în fiecare zi, întotdeauna le iau cu mine în orice călătorie, pentru că atunci când sunt în derivă sau am o problemă, știu că voi găsi răspunsurile întotdeauna în cărțile lui. Umorul. Cred că este felul lui Dumnezeu de a ne face viața ușoară pe pământ. De la tata am învățat bancuri, de când eram mică, și întotdeauna plec cu poantele la mine, pentru că umorul îți permite să spui adevărul într-o formă care este primită, umorul transformă starea oamenilor din jur și îi lasă mai fericiți și mai bucuroși de viață. Un alt lucru esențial pentru mine sunt rochiile. Pentru că am descoperit că pot să fac afaceri și să fiu feminin în același timp și să mă simt ca o prințesă în timp ce mă bucur de viața mea. Theta Healing e practica mea preferată, pentru că în fiecare zi îmi dau seama că am niște convingeri limitative, niște emoții sabotoare. Am căutat un instrument care să mă ajute să le schimb și să-mi schimb viziunea despre viață, despre lucruri, despre potențialul meu și cu Theta Healing în fiecare zi elimin blocaje și mă bucur din ce în ce mai mult de cine sunt cu adevărat. Esențial în viață este să dăm mai departe ceea ce am primit cu generozitate, de aceea de 18 ani în fiecare an am oferit seminarii și traininguri gratuite prin care am împărtășit viziunea mea și tot felul de practici și soluții pentru a trăi o viață integră, practici ce țin de antreprenoriat, practici ce țin de dezvoltarea profesională și personală pe toate planurile. iPhone-ul este cel mai util instrument pentru mine ca să-mi gestionez afacerea, să mențin legătura cu oamenii care doresc să mă contacteze și este indispensabil pentru ca să pot să am succes în afaceri. Prietenii, familia și colaboratorii de afaceri sunt esențiali pentru mine, deoarece împreună cu ei creăm toate lucrurile minunate din această viață, suntem parteneri în această călătorie a sufletului nostru și ne ajutăm reciproc în orice provocare pe care viața ne oferă. Muzica și audiobook-urile. Muzica bumți, 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 pentru că mă înveselește, și audiobook-urile pentru că sunt companionii mei pe drumurile lungi, în care în loc să-mi petrec timpul ascultând cine te mir ce, învăț și eu câte ceva. Dumnezeu. Dumnezeu din afară și Dumnezeu din mine. Dumnezeu din tot ceea ce este, pe care în fiecare zi îl regăsesc sub forma iubirii, compasiunii, stării de pace, liniște, servirea altora, dedicarea față de adevăr și integritate, toate acestea ca și atribute esențiale care se exprimă prin fiecare dintre noi. Dumnezeu, pe scurt. Mulțumesc frumos că te-ai uitat și îți doresc o viață împlinită și armonioasă și nu uita, ești minunată!